Știri la miezii din nou în direct, informație de ultimă oră, victorie cu o revenire uriașă pentru Simona Halep, 6-4, 4-6, 5-7. Simona s-a autodepășit și a împins limitele la maximum, a alergat după fiecare minge plasată cu tărie de Ayla. A revenit de la 2-5 în decisiv. Simona o va întâlni în continuare pe rusoaica Veronica Kudmetova și într-o legătură telefonică directă comentatorul de tenis Mircea Meșter. Bună ziua, domnule Meșter! Bună ziua, bună ziua celor care vă ascultă. Cum ați văzut acest meci? Păi, Simona ne-a obișnuit cu meciurile de genul ăsta la Australian Open. Se pare că este una dintre ștampilele carierei sale până la urmă. Ne ținem foarte bine minte un meci cu Lauren Davis, cu o americancă aflată tot așa undeva în jurul locului 100 WTA acum 2-3 ani. Astăzi s-a întâmplat același lucru, adică un meci foarte strâns, care putea să fie mult mai ușor, bineînțeles, dar despre care vom afla mai multe, probabil, atunci când Simona va da interviuri la final de sezon. Pentru că au fost foarte multe necunoscute la mijloc, a fost o pauză interminabilă între sezoane, a fost o căldură de la Melbourne, cu care jucătoarea noastră nu este obișnuită, bineînțeles, și a fost un joc foarte, foarte interesant al Aylei Tomljanović, o australiancă, susținută frenetic de tribune. Simona a reușit să treacă peste toate astea, chiar dacă în setul decisiv Ayla Tomljanović a avut 5-2 la game-uri și a fost de două ori la două puncte de victorie. Simona a reușit să treacă peste asta, probabil cu ajutorul experienței foarte, foarte mari pe care o are în acest moment. Câteva dintre declarațiile pe care le-a făcut imediat după victorie Mircea Meșter: mă așteptam că va juca bine, e foarte puternică, mi-am dorit foarte mult să câștig, iată ce spune Simona Halep după această partidă. Ce urmează pentru Simona? Urmează meciuri foarte importante, pentru că până la urmă, atunci când vorbim despre Australian Open și despre turneele de Grand Slam, nu există meciuri ușoare, practic. Ce trebuie să ține minte este faptul că urmează un meci de dublu, asta știm foarte bine. Simona și-a ales o adversară tânără, cu o echipieră tânără, cu care va juca la dublu, iar poi mâine urmează turul al treilea. Jucătoarea cu care are meci nu a fost încă stabilită, dar urmează, la fel cum urmează să aflăm și ora la care se va juca meciul. Mulțumesc tare mult, Mircea Meșter, comentator de tenis. Revenire uriașă pentru Simona Halep de la 2-5 în decisiv, merge așadar în turul 3 la Australian Open. Declarațiile numărului 2 mondial la Digi24.